Ne-am închipuit cu toții viitorul ca o lume senină, o lume veselă. De fapt, iată viitorul. Soarele s-a stins, zilele sunt un amurg veșnic, nopțile sunt un coșmar întunecat. Misiunea artiștilor, a actorilor, a jonglerilor e un entertainment greu de susținut. Spectacolele însă încearcă în continuare și în această lume întunecată să întrețină un public atât de dornic, dar atât de incapabil de a simți bucurie. We'll be right back.
studiind vechi codice, studiind scrieri ale marilor artiști din trecut, interpreții lumii întunecate a viitorului au găsit descrieri, au găsit tehnici, însă multe din explicații au fost pierdute, iar cărțile nu erau pe deplin lămuritoare. Aveau însă o putere pe care viitorul nu o înțelegea, însă care va fi descoperită prin accidentul unei formule vrăjite, al unui gest care poate deschide coridoarele timpului și care poate aduce aievea suflete întrupate ale oamenilor de demult. Coridoarele timpului au fost deschise, iar ușa s-a deschis cândva în primul mileniu după Hristos. Oamenii de atunci care credeau în puterea divină, dar și în cea a diavolului, au pășit în arena din viitor cu curaj, fără să se teamă de supranatural. Gazdele lor erau oameni ca și ei, însă stepele Europei răsăritene se schimbaseră. Culturile despărțite de ere nesfârșite își vor da mâna peste timp.
sute de ani mai târziu, poarta timpului se va deschide din nou în epoca de vârf a culturii otomane. Iar din lumea artiștilor Orientului pășesc în arena viitorului suflete care văd această călătorie printre secole ca pe un dar al jinilor. Din nou artiști despărțiți de milenii se pot, ca printr-un miracol, întâlni. Este un lucru fascinant, dar încă o dată, secolele vor zbura ca un fum,
vremurile oștenilor barzi, ale menestrelilor călători din vechea Europa, se vor deschide prin coridoarele timpului. Noi oaspeți vor sosi într-o epocă pentru ei nouă și uluitoare. Niciunul din noi veniți nu șovăie. Frăția jonglerilor face din nou arc peste timp. E timpul ca artiștii din viitor să-și dovedească valoarea. Puterea oaspeților din trecut s-a păstrat timp de generații, iar acum a fost invocată și va fi, în fine, folosită de performerii viitorului. Он бокомал Илюсия за свободу, за народ. Мишка поклан Илюсия.
De acum, magia vechilor coduri sunt și-a arătat puterea, călătoria în timp a fost posibilă, însă asemănat cu un vis, poate ea rămâne aievea încă un moment. Pot acești artiști ai trecutului, ai prezentului și ai viitorului să rămână împreună încă o clipă în care timpul va sta în loc. Se vor mai deschide niciodată. Însă darurile aduse de oaspeții din trecut au rămas. De acum, spectacolele viitorului vor fi luminoase, pentru că un nou soare le va lumina. Thank you.
Artiștilor cronicari, pentru dumneavoastră, drum printre secole, un spectacol de Deep Six Project cu muzica de peregrinii, participanți, toți cei din această curte a miracolelor. Un aplauzele dumneavoastră! Ei, alături de Timișoara, Asociația Loșoțiști, Rafa Brother, frații corp,
Deep Six Project și Peregrinii. Mulțumim! Spectacolul din curtea Bastionului se încheie aici. Încă un salut! Drumul printre secolele care au trecut și care vor veni continuă. Un spectacol, toate spectacolele de altfel, oferite de Muzeul Național al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.